Pergamentul numărul 4. Sunt cea mai mare minune a naturii. De la începutul timpului, nu a mai existat cineva care să aibă mintea, inima, urechile, mâinile, părul, gura mea. Nimeni dintre cei ce vor veni după mine, nimeni dintre cei ce trăiesc astăzi sau vor trăi mâine, nu poate să se miște, să meargă, să vorbească și să gândească exact ca și mine. Toți oamenii sunt frații mei și totuși sunt diferit de oricare dintre ei. Sunt o creație unică. Sunt cea mai mare minune a naturii. Deși fac parte din regnul animal, răsplata ce o primesc animalele nu mă satisface. În mine arde o flacără ce a trecut din generație în generație, de nenumărate ori, iar fierbințeala ei este un stimul continuu pentru spiritul meu, căutând să mă facă mai bun decât sunt și decât voiesc. Voi stârni această flacără a insatisfacției și îmi voi proclama unicitatea în fața lumii. Nimeni nu poate imita perfect linia pensulei mele, nimeni nu poate dăltui în piatră semnul meu, nimeni nu se poate pune în locul meu. Nimeni nu poate să conceapă copiii mei. Nimeni nu are dibăcia mea de a vinde. De acum înainte, voi fructifica această diferență, pentru că este o calitate ce merită din plin să fie promovată. Sunt cea mai mare minune a naturii. De acum, nu voi mai încerca zadarnic să imit pe alții. În locul lor, mă voi înfățișa în mijlocul pieței cu unicitatea mea. Am să o proclam, am să o accept, am să fac vânzări prin intermediul ei. De acum voi începe să-mi accentuez diferența și să-mi ascund asemănările cu alții. Același lucru am să-l fac și cu mărfurile pe care le vând. Vânzătorul, cu marfa lui diferit, va fi de alții și mândru de diferența sa. Sunt o creație unică a naturii. Sunt o ființă rară, iar valoarea stă în raritate. Prin urmare, sunt foarte prețios. Sunt ultimul produs al miilor de ani de evoluție, prin urmare sunt mai bine înzestrat la minte și la trup decât toți împărații și înțelepții de dinaintea mea. Dar dibăcia, mintea, inima și trupul meu vor stagna, vor prinde rădăcini și vor muri dacă nu le folosesc cum se cuvine. Am un potențial nelimitat. Folosesc însă doar o mică parte din creierul meu și îmi încordez doar o parte neînsemnată din mușchi. Pot să-mi cresc de 100 de ori realizările de ieri și chiar asta voi face, începând de astăzi. Nu voi mai fi nici când satisfăcut cu realizările mele de ieri și nu mă mai voi mulțumi vreodată cu mândria pentru acte care în realitate sunt prea mici pentru a fi măcar recunoscute. Pot realiza mult mai mult decât până acum și o voi face, căci pentru ce altceva a trebuit să se producă miracolul nașterii mele? De ce să nu pot extinde acest miracol la ceea ce fac astăzi? Sunt cea mai mare minune a lumii. Nu mă aflu din întâmplare pe acest pământ. Sunt aici cu un scop, iar acest scop este să ajung cât un munte, nu să mă micșorez cât un grăunte de nisip. De acum încolo îmi voi îndrepta toate eforturile pentru a ajunge cel mai înalt dintre toți munții și îmi voi solicita potențialul până va cer și milă. Îmi voi spori cunoașterea despre firea omenească, despre mine și despre mărfurile pe care le vând, până când vânzările mele se vor înmulți. Voi practica, îmi voi îmbunătăți și îmi voi șlefui vorbirea ce o folosesc când îmi vând mărfurile, pentru că aceasta este fundația pe care îmi construiesc cariera. Și nu voi uita niciodată că mulți au adunat multă bogăție și s-au bucurat de mult succes doar datorită felului excelent de a vorbi în momentul în care vindeau ceva. Așa că voi căuta întotdeauna să-mi îmbunătățesc manierele și farmecul, pentru că ele sunt ca dulciurile de care toți se simt atrași. Sunt cea mai mare minune a naturii. Îmi voi concentra energia astfel încât să provoc clipa prezentă, iar acțiunile mele mă vor ajuta să uit de orice altceva. Problemele casei mele vor rămâne în casa mea.
Nu mă voi gândi absolut deloc la familia mea când mă voi afla în piață, pentru că asta îmi va încețoșa mintea. Tot așa, problemele pieței le voi lăsa în urma mea, în piață, și nu mă voi gândi absolut deloc la profesie când mă voi afla în casa mea, pentru că asta îmi va stinge iubirea. Nu este nicio încăpere în piață pentru familia mea și tot așa, nu este nicio încăpere în casa mea pentru piață. Mă voi despărți de cealaltă de fiecare dată și voi rămâne totuși căsătorit cu amândouă. Ele trebuie să rămână separate, altfel cariera mea va muri. Acesta este paradoxul din vechime. Sunt cea mai mare minune a naturii. Mi-au fost dați ochi să văd, minte ca să gândesc, iar acum știu un mare secret al vieții prin care pricep, în sfârșit, că toate problemele mele, descurajările și strângerile de inimă sunt, într-adevăr, mari ocazii, deghizate însă. Nu voi mai fi păcălit de veșmintele pe care le poartă, pentru că ochii mei sunt acum deschiși. Voi privi dincolo de haine și nu voi fi dezamăgit. Sunt cea mai mare minune a naturii. Niciun animal, nicio plantă, nici vântul, nici ploaia, nici stâncile, nici locurile nu au avut un început la fel ca al meu, pentru că eu am fost conceput în iubire și adus la viață cu un țel. În trecut nu am luat în seamă acest fapt, dar de acum înainte el îmi va forma și îmi va îndruma viața. Sunt cea mai mare minune a naturii, iar natura nu cunoaște înfrângeri. În cele din urmă, ea va ajunge întotdeauna la victorie, ca și mine, iar cu fiecare victorie, următoarea bătălie devine mai ușoară. Voi câștiga, voi deveni cel mai vestit vânzător, pentru că sunt unic. Sunt cea mai mare minune a naturii.